au discutat despre structura unui eventual guvern de coaliție PDP-CRM, dar încă nu au ajuns la o înțelegere definitivă. Anunțul a fost făcut de liderii Partidului Democrat și Partidului Comuniștilor în urma negocierilor care au avut loc astăzi. Întâlnirea PDP-CRM s-a produs la Palatul Republicii și a durat 2 ore. Accesul jurnaliștilor în instituție a fost restricționat de către paza de corp a politicienilor. După lungi negocieri în frigul de afară, reprezentanții presei au putut totuși să pătrundă în încăpere. Stați toți afară. Aoleu, vreau să vă asigur că cei de la Partidul Democrat n-au cerut absolut nimic în acest sens. Noi suntem cu adevărat democrați. La ieșire, atât Vladimir Voronin cât și Marian Lupu au făcut declarații de presă. Discuțiile au vizat, într-adevăr, un schimb de opinii privind structura organelor executive. Reieșind anume din acele principii și priorități care au fost discutate și data trecută. Am lucrat asupra viitoarei structuri a guvernului. Nu, n-am discutat nume, pentru că n-am terminat cu organigramul. Încă n-am fost în punctul definitiv, dar ne oprim la cele 16 ministeri. Cei doi politicieni au mai spus că nu au discutat despre partajarea funcțiilor importante în stat, funcția de președinte, de premier și de speaker al Parlamentului. În aceste discuții, pe oricare axă care nu ar fi, noi ne vom ghida, încă o dată repet, de principiul de parteneriat. Nu de frate mai mare și frate mai mic. Și vreau să vă spun că este un principiu absolut identic pentru discuțiile noastre pe ambele axe. Nu, definitiv nu ne-am înțeles deci la acest lucru, pentru că dacă nu ne înțelegem tot pachetul de documente, care e rostul? Voronin a mai spus că este gata să voteze pentru candidaturi apolitice la cele 3 funcții cheie în stat. Nu o să insistăm numai decât că aceste persoane să fie numai decât cu apartenență politică, adică comuniști sau democrați. Este pentru a treia oară când liderii PD și PCRM se întâlnesc pentru negocieri privind formarea unei coaliții de guvernare. Prima întâlnire a avut loc duminica trecută în prezența șefului administrației prezidențiale ruse, Serghei Narâșkin. A doua însă s-a desfășurat într-un hotel din centrul capitalei.